Zi de meci. Astăzi se joacă ultimul meci pe Cluj Arena. Ultimul meci de la campionatul european Under 21, organizat de România și Georgia, aici la Cluj. În România va mai fi un meci semifinal care se va disputa pe Ghencea. Însă la Cluj acesta este ultimul meci, Franța-Ucraina. Franța a fost echipa care și-a câștigat grupa. Grupa Franței a disputat toate meciurile la Cluj, pe Cluj Arena și pe Dr. Constantin Rădulescu, iar Franța a avut 9 puncte, iar Elveția s-a calificat de pe locul 2 cu o înfrângere usturătoare, 4-1 în ultimul meci, și a reușit să se califice, deși a avut un golaveraj mai prost decât cel al Italiei, însă a avut 5 goluri marcate, pe când Italia a avut doar 4. Ieri s-au disputat primele două meciuri din sferturi. La București, Spania a învins Elveția cu scorul de 2-1 pe stadionul Giulești, iar Israel a reușit să învingă, după penaltiuri, țara gazdă, Georgia. Din păcate, surpriza Georgiei se încheie doar aici, în sferturi. Pentru Ucraina, Mudrik, jucătorul de 100 de milioane al celor de la Chelsea, este titular. Parcul central din Cluj este plin de oameni, deoarece se organizează Jazz Festival chiar lângă stadion. Oh!
pauză pe Cluj Arena. Ucraina a început 2-1, un scor surprinzător, dar meritat. Ucraina a avut ocazii, a jucat fotbal, dar și Franța a jucat un fotbal foarte frumos, are jucători foarte valoroși și siguranță va fi o a doua repriză de foc. Final de meci, incredibil, incredibil. Ucraina a reușit să se califice mai departe și merge în semifinală. 3-1, 3-1. Ucraina a reușit să marcheze de 3 ori împotriva Franței. Nu mai am cuvinte. Incredibil. Și foarte mulți ucrainieni, foarte mulți pe stadion. După această victorie, Ucraina se întoarce la București pentru a juca semifinala împotriva Spaniei. Sincer, pentru mine nu prea are sens acest meci, deoarece au jucat și în grupe, au avut aceeași grupă și cred că ar fi fost mult mai ok dacă Ucraina și Spania ar fi jucat cu câștigătoarele echipelor care au jucat în Georgia, dar fantastic, fantastic, Ucraina, o surpriză foarte plăcută, o surpriză foarte frumoasă și a reușit să treacă mai departe. Și cu finalul acestui meci
este și finalul campionatului european Under 21 la Cluj. Se vor mai juca la București semifinala și încă o semifinală, bineînțeles, în Georgia și finala în Georgia, dar la Cluj. Acesta a fost ultimul meci și, din păcate, și ultimul meu meci în acest campionat. Și cam atâta pentru astăzi, până la următorul meci.